Părinte Paisie, trebuie să spunem slavă ție Dumnezeule atunci când toate merg bine? Răspuns. Dacă nu spunem slavă ție Dumnezeule în bucurii, cum vom spune în mâhniri? Tu spui aceasta în mâhniri și nu vrei să o spui în bucurii? Dar atunci când cineva este nerecunoscător, nu cunoaște dragostea lui Dumnezeu. Nerecunoștința este un mare păcat, iar pentru mine este unul de moarte. Nerecunoscătorul cu nimic nu poate fi mulțumit. Pentru toate cârtește, nimic nu-i convine. În satul meu natal, în Farasa, se folosea mult magiunul. Într-o seară, o fată plângea pentru că voia magiun. Ce putea să facă mama ei? S-a dus și a cerut de la vecină, iar copila, de îndată ce mama ei a adus magiunul, a început iarăși să plângă. Bătea din picioare și striga: "Mamă, vreau și iaurt!" "Copilul meu, unde să găsesc iaurt la ora aceasta?" îi spune mama ei. "Nu, vreau iaurt!" Atunci, sărmana femeie a mers și a cerut iaurt de la o altă vecină și l-a adus fiicei ei. După ce fata l-a luat și pe acesta, a început din nou să plângă. "Acum de ce mai plângi?" o întreabă mama ei. "Mamă, le vreau amestecate!" Atunci mama le ia și le amestecă, dar aceasta iarăși a început să plângă. "Mamă, nu le pot mânca așa, le vreau separat." La care mama ei a luat-o la palme și astfel s-a separat magiunul de iaurt. Adică vreau să spun că tot astfel se comportă mulți oameni. După care vine pedagogia lui Dumnezeu. Cel puțin să ne mărturisim nerecunoștința noastră și să-i mulțumim zi și noapte lui Dumnezeu pentru binecuvântările ce ni le dăruiește. În felul acesta îl vom pune pe fugă pe diavolul cel fricos, care își va aduna drăgușorii lui și se va preface într-un fum negru, pentru că deja i-am aflat punctul slab.